Poți să ne povestești cum a fost, unde ați ajuns, cât ați reușit să mergeți și cum merg treburile la supermaratoniști, la extremiști. Păi, în primul rând, dați-mi voie să vă urez sărbători fericite că au trecut, n-au trecut. E important să avem momente laice în suflet și să vă urez o seară frumoasă. Și ca și un amator, să spun, dacă pot să spun așa, de senzații mai tari. E vorba de ultramaraton, e vorba de marș continuu. Am avut un proiect, o viziune, de fapt, asupra unui proiect mai amplu, mai dur, de a mărșălui în marș forțat și alerga ușor din România, Alba Iulia, mai exact, până în Finlanda, Rovaniemi, da, în Finlanda, de a tranzita Europa pe cea mai lungă tornanda sa, de a atinge câteva țări importante, cum ar fi Italia, cum ar fi Belgia, cum ar fi Olanda, pentru noi România foarte importante. Dar n-am exclus nici Serbia, nici Croația, nici. A mai făcut cineva vreodată asta? Nu. Nu. Am avut un curaj nebun, eu și un coleg militar, fiind el de la Cluj. Eu oricum renunțasem de mult la proiectul ăsta, el l-a reactivat. Mi-a mai băgat odată, să spunem, dacă metaforic se poate spune, cui un ran, așa, deci nu folosesc alte obiecte, cui, dacă se poate metaforic, repet. Și zice, hai și hai, și hai, bun, ok, hai să-l facem, hai să vedem ce iasă. Mirtru să spui de două ori, hai în joc, acolo. Doar că, știți, trebuie să spunem alb pe negru niște lucruri. Nu au apărut sponsorii așa cum își doreau o parte din noi, hai să spunem. Mie, ulterior, când am anunțat că plec cu 1000 de lei, mi-au venit în ajutor niște prieteni foarte buni de suflet, dacă pot să le dau numele, are o firmă și nu știu dacă e ok, dar eu încerc să fie, Agroest Muntenia, face lucruri foarte frumoase pentru România, se implică și familia Moraru, Mihai Moraru, și mi-a virat o sumă colosală, adică o sumă destul de consistentă, până în 3000 de euro. Dar la colegul pot să spun că sponsorii lui au întors spatele. Deci nu i-au mai răspuns la telefon, la apeluri. Bun, și El mă să. donația asta nu era pentru întreg proiectul, pentru cuplu, pentru 3000 de perechea de euro alergători? nu, 3000 de euro nu ți ajung. Era luat în calcul până o parte, adică o jumătate. Și el a zis că i-au mai fi dat undeva, i-au promis 4000 de euro pentru el. Și poate așa cumva se scoteau lucrurile la capăt. Da. Eu oricum eram pregătit cu echipament. Nu cred Da? că v-ați pornit la alergat ca să câștigați bani. Banii ăștia erau Nu, necesari nu. pentru cheltuieli de Acum, mâncare, eventual cazare, urma să. tratament, echipament. Uite, vă fac o hartă de costuri. Noi am plecat de acasă cu patru telefoane la noi, tocmai să prevenim costurile suplimentare. Ce însemna, de fapt, costuri suplimentare? Am dorit ca să nu intrăm în benzinării sau în pizzerii sau pe unde ca să încărcăm telefoanele tot mereu. Că asta era cea mai mare problemă la noi, curentul în telefon. Telefonul din România încolo, din Serbia încolo, era cel mai important lucru, de fapt, GPS, deci navigația. Noi foloseam navigația ca aerul. Deci nu știu dacă puteți să mă credeți, noi preferam să renunțăm la o gură de apă în favoarea GPS-ului. Deci nu te puteai mișca fără acest numit telefon. La ieșire din România, mai exact între Făget și Lugoj, a rămas din start, instant, fără două telefoane. Și-au schimbat proprietarii, cum am și scris pe pagina mea. Deci asta însemnând că ne-au crescut costurile teoretic.
Deci ne-au generat, adică trebuia să ne oprim, să le încărcăm mai des. Deci nu ne-au făcut un lucru bun. Și gândiți-vă că intri într-o benzinărie, îți trebuie minim 6 euro să bei două cafele. Deci asta e una. Ok, câte cafele poți să vezi și în tine ca să stai acolo? După aia, dacă intri într-o localitate, te duci la o pizzerie, că e cea mai soft, să spunem, cea mai ieftină versiune, să te duci să mănânci un pizza sau ceva ca să poți să-ți încarci telefoanele. Dar nu te duci să-ți închiriezi o cameră sau ceva, că e scump. Și la străini, acum să facem și paralela cealaltă, în străinătate, toate sunt... Să uite un pic urât la tine, adică să te duci cu toate telefoane, să zici bună ziua, știți, I need a little power, adică am nevoie de puțin curent. Bă, prietene, îți dau curent, dar tu consumi ceva? Nu, ok, hai pa. Ceva de genul. Ei să le spui că n-ai 30 de euro sau 10-20 de euro în buzunar, se uită așa la tine, băi, dar tu de ce ai mai intrat aici, teoretic? Bun. Și ce însemna, de ce ne trebuia și niște bani extra? Noi oricum am mers și am zis până în Germania putem merge pe minim. Ce înseamnă minim? Apă, mâncare, telefon, o puteam întinde cumva. Dar din Germania, dacă treceam de Bremen și Hamburg, că ruta aia o aveam, și ratam să-și colegul sau și chiar eu, mănuși, Winterstop și Gorotex și echipamente care rezistau la vânt și la ploaie, la echipamente sofisticate, scumpe, noi teoretic nu mai aveam ce să intrăm în zona nordică, Danemarca, Suedia și destinația finală, Finlanda fiind. Era din ce în ce mai ploioasă zona și din ce în ce mai dură. Și hai să mai spun un lucru, că din Danemarca în Suedia trebuia să trecem obligatoriu cu vapor pe partea sus a Suediei. Iarăși acolo 170, că am încercat să găsim o variantă cea mai ieftină de tranzitare vapor, din timp să ne facem rezervări și tot ce trebuie, era 170 sau 160 de coroane daneze. Ori conversia la euro nu e așa de puțin, că e aproape paritatea 1 la 1, aproape. Oricum ați ajuns până la Marea Nordului, până Maastricht. la... Am ajuns până în Maastricht, da, am ajuns la Maastricht. Pentru cine nu știe ce s-a întâmplat în Maastricht, îi spun eu acum că și eu am aflat. Și hai să afli de la mine, că acum putem vorbi la pertucă, cred că suntem în aceeași... Amândoi suntem români și cred că asta contează cel mai mult, știi? Deci, în primul rând, lăsând deoparte vârsta, suntem români și asta ne face mai egali decât niciodată. Am ajuns la Maastricht, acolo s-a înfăptuit prima semnătură și gând de a pune bazele Uniunii Europene. În urmă cu mulți, mulți, mulți ani. Și eu acolo sunt ca un telchea, verchea, ca un călător fără o țintă. Deci cu colegul nu știam de fapt unde ne aflăm. Ori când am aflat unde am avut plăcerea de a ajunge destinație finală, băi, dar chiar așa a rămas. Deci a rămas muți amândoi. Ca și importanță, noi am tranzitat toate țările care le-am menționat cu drapelul României în prova SANE, care am tras-o după noi, după mine, după el, după colegul, zilnic și noaptea și așa, prin ploaie, prin vânt, prin ceață, prin toate condițiile posibile. Chiar și vânt și zăpadă au fost. Ne-a nins în Belgia, în Baston, am prins acolo zăpadă de Doamne feri. Și am transmis un lucru important tuturor care ne abordau pe drum zi, ori noaptea. Why transit Europe? Ne întrebau de ce tranzităm Europa. Le spuneam, acum scuzați-mi asta aroganța că am vorbit în engleză, dar am refăcut doar ce mă întrebau străinii, acum o să spun ce le spuneam eu în română și nu mai în engleză. Le spuneam pentru că dorim să transmitem lumii o Românie diferită, o altfel de Românie, o Românie frumoasă, cu oameni capabili, cu oameni care își respectă eroi, oameni care stau aliați în NATO, oameni care au eroi săi, ca și ei din țările care le tranzitam. Și le-am mai spus că eroii n-au nevoie de bani, n-au nevoie de milă, au nevoie de respect. Deci, acei eroi care se întorc din diferite teatre de operațiuni ai României nu au necesarul de
cum să spun, hai să-mi fie milă de acel erou. Și hai încă un lucru frumos, și ieri a fost ziua veteranilor de război și pe calea asta le transmit un sincer la mulți ani și Dumnezeu să le dea cât mai multă sănătate să-i avem printre noi și odihnă veșnică și pomenire veșnică celor care ne-au garantat limba română și țara și tot ce există astăzi, libertatea noastră, pentru că acei eroi s-au jertfit și au făcut jertfa supremă. Noi, cred că niciodată, ca și om liber, nu vom conștientiza ce au făcut acești oameni pentru noi. Noi ușor putem să-i uităm, dar greu putem să-i prețuim. Deci, Înțeleg că și voi ați avut ceva onoruri în călătoria asta. V-au primit pe la ambasade. Cum aflau de călătoria voastră? Doar de pe pagina de pe Facebook sau îi contactați voi și le ziceați că vin doi călători din România? nu numai, noi am mers prin Ministerul Afacerilor Externe și pe calea aceasta îi mulțumim frumos. Am avut eu depus o solicitare de protecție diplomatică pe tot traseul ăsta și nu este cel mai ok să te duci așa de cap pentru că poți să ai multe probleme. Și este foarte important și spun tuturor românilor care au intenția de a călători așa sau a face o expediție în afara României, este foarte bine să apeleze la Ministerul Afacerilor Externe ca să stea sub protecție diplomatică, adică să știe lumea că ești acolo, să nu aibă probleme deosebite. Și atunci totul este în regulă, ești bine văzut. Da, deci ambasadele au fost dânși și domni ambasadori, au fost la înălțime, adică oameni de 100, de 1000, cum le-am spus eu, pentru că am găsit niște oameni care într-adevăr se implicau pentru români. Deci, de ce spun treaba asta? Acum nu pot să spun doar că față de mine și colegul. A fost de exemplu, pot să dau un exemplu total aleatoriu, la Berna, de exemplu, domnul de acolo care s-a ocupat de găzduirea noastră, de securitatea noastră, de tot ce trebuia, ne-a dus la misiunea consulară, unde am stat câteva ceasuri, ne-am spălat și ne-am retușat, să spun, corpurile și echipamentele. În stradă erau niște cetățeni români care nu înțelegeau niște documentații, niște nu știu ce, ci gândiți-vă că a stat calm și le-a explicat și cel puțin 20 de minute mai bine îi explica oamenilor acelor ce demersul trebuie făcut și calm. Acum, sincer, n-am stat de o gură cască acolo să știu despre ce discutau, dar am rămas uimit că, într-adevăr, diplomații noștri din afara țării, adică acești oameni, stau și cu răbdare explică. Este Totuși, foarte... înțeleg că Da? statul nu a susținut în niciun fel, în alt fel decât prin diplomați care să vă găzduiască, să vă dea apă, să vă spălați, să vă facă o poză în fața drapelului. Statul în niciun fel n-a susținut expediția voastră. Acum nu știu eu, sincer mărturisesc că nu știu la ce uș ar fi trebuit să bat ca să obțin sume sau... Nu pot să știu treaba asta. Nici nu am o echipă de PR foarte mică sau foarte mare. Nu există așa ceva în spatele lui Levi, sportivul Levi. Levi este doar atât singur și tot ceea ce face, face Highlander, adică așa cum îl taie capul și cum îl duce piciorul și cam atâta. Deci, prieteni, datorită ție, datorită oamenilor de bine care, cum să spun, mă ajută și se implică în aceste proiecte de mersuri pe care le pun pe ghișeul publicului, adică tot ce există sport sau așa. Nu știu la ce o să bat acolo, dacă aș fi știut, Da, cine știe. înțeleg că dumneata ai mai participat la tot felul de maratoane și ultramaratoane și chiar ai învins în unele dintre ele, deci ai un palmares demn. Înțeleg că ești și membru în asociația sau federația cei cum se numește, Invictus. Oamenii ce Deci, nu se organizează cumva, nu au grijă de nu, deci sportivii lor? eu, stați un pic, aici trebuie să clarificăm, să separăm un pic apele tulburi de apele line și frumoase. Deci, apa lină și frumoasă se numește în sufletul meu Invictus România.
Eu sunt voluntar acolo, deci gândiți-vă că din Olanda fondatorul, coordonatorul, ci unul dintre fondatori din banii proprii ne-a repatriat. Deci de la Maastricht, de aceea am mulțumit acelui domn și mai exact Luca Patrick. Ne-a repatriat bilet de avion tot ce a trebuit să ajungem în România. Deci, ei niciodată nu au stat înlături, niciunul, când avem unul o problemă sau ceva, dar știți, sunt eroi și au familii și au tot felul de, cum să spun, probleme. Dar probleme a lor, adică medicale și așa mai departe. Dar eu m-am oferit voluntar. Pentru că îmi place cauza, cum se spune, Invictus. Și după aia ce reprezintă în sine. Deci când spui Invictus, trebuie să te gândești că ești de neînvins. Asta este de fapt. Și oamenii ăștia sunt într-adevăr pentru mine de neînvins. Deci de neînvins când îi vezi la propriu, aș vrea odată să te iau, să-i vezi, să știi, să-i simți, să cunoști și să vezi ce înseamnă de fapt Invictusul real și crede-mă că într-o secundă, adică într-o secundă, în 10 minute poate, te vei răsuci la 360 de grade total de orice părere care avea despre erou, vis-a-vis de acești oameni. Sunt oameni simpli, 360 de grade nu faci mare schimbare, rămâi pe loc, poate cu vreo 180 de grade, dacă e să ne luăm bine de Bine, eu mă matematică, dar refer. nu e important. 360 de grade acolo, milimetricul ăla până exact. Deci ai făcut o rotație și ai văzut ce e în jurul tău. Bă, până la urmă, deci Da. te-au ajutat colegii, prietenii din Invictus. Care sunt Da. planurile tale și ale colegului tău pe viitor, în viitorul Acum imediat? Nu stați în casă, eu nu? Doar vă lingeți nu. rănile și porniți din nou la drum. O să mă duc în curând, cum am anunțat, acum ai văzut la mine pe pagină, o să încep și eu un nou deal cu mine, da? Deci am o cameră GoPro, am tot ce ține de sport, adică așa, și am zis că o să iau primul interviu și o să fac o filmare din o zonă de start finish și de pe traseu care m-a motivat de fapt să alerg trail. Să alerg pe munte și să alerg în zona montană și mai exact maratona Puseni. O să fie primul din lunga călătoria mea de aici încolo cu filmări video și o să ți le dau și ție ca să facem într-un fel frumos egal, să Păi promovăm sportul. dacă le bagi pe Facebook sau pe YouTube, eu preiau link și le Le, bag pe Curaj așa, TV imediat. așa, așa. Le iau și le pun și pe YouTube și le pun și pe Facebook. O să deschid o linie nouă de Facebook, ceva sportul ne unește sau ceva frumos, sportul și muntele sau ceva, de să fie un nume frumos care să aibă de-a face cu sufletul și natura. Și nici pe departe nu voi avea în gând să dau cu ceva de pământ. Nu, doar să promovez și cam atât. Să arăt lumii că există și alt fel de emancipare frumoasă. Un fel de Woodstock a României, adică muntele și atât. Bine, acum nu intru în detalii ce e Woodstock-ul, dar acum văd că știți și da. Lumea Și cu cultură generală care a mai citit, a mai da, privit de ceva, știe ce deci înseamnă Woodstock. Dacă da, zici e o despre mișcare. Apuseni, te referi și la Roșia Montană, trece și pe acolo maratonul acela sau... Nu, este acolo, este într-adevăr alt maraton la Roșia Montană. Am fost odată acolo ca și, hai să spun, arbitru de competiție în primele ediții și cam atâta, dar am încercat să îmi fac un calendar și cu această competiție, că e consacrată deja, să o alerg, dar din păcate așa mi se nimerește calendarul că nu bate, deci nu bate. Ceea ce m-a întrebat adineaori, da, ne lingem rănile, mergem mai departe. Mă duc acum în curând, ca și ca la ce competiție o să alerg, la ultramaratonul din Bucovina, ultrabag de 100 de kilometri.
și la altele de aici din jurul căsii, mai ales prin România, adică jurul căsii mă refer în România. Pe iunie mi-am promis o prietene dragă de la DHL Maraton din Ștafeta Carpaților să alerg acel maraton, că e umanitar și mie totdeauna mă leagă pe mine competițiile umanitare și mă mișc, adică mă iei din loc. Dacă nu are, dar hai să alerg un maraton, bun, ok, și maratonul ăsta ce rol are, ce face, nimic, bun, ok, lasă-l. Atunci Vrei prefer să alerg. să promovezi o cauză, să nu alergi așa fără Da, noimă. da. Da, pentru că cauzele ne fac de fapt să ne mișcăm. Dacă e o palmă, palma aia e o cauză, o autocauză că ți-ai luat-o. Am fășit și cu maratonul ăsta, că maratonul ăsta îți produce o daună, o suferință sau ultramaratonul ăla. Și atunci dacă nu are o cauză la bază, de ce să-mi o iau așa de lela? Și Nu. ca să revenim la ultramaratonul vostru, intenția de a ajunge în Laponia, care era gândul? Că ce, să-l chemați pe Să unși? transmitem, să tra nu îl băgam în sani, îl prindea. Nu, era gândul de a transmite România altfel în fața tuturor europenilor. Romanian has be diferit, România diferită, România își respectă valori și eroi. Și să spunem o poveste frumoasă când ne întoarcem înapoi că România a întâmpinat, adică noi români am întâmpinat și români și am întâmpinat pe traseu care cetățean care ne-a oprit să sărute drapelul României, care de 10 ani n-a fost în România, am videoclipul la mine pe pagină, se poate vedea. Nu știu, poate trebuia lucrat mai mult la PR. Eu sunt mai puțin pregătit cu vorbele miroase. Cel puțin eu mereu am fost un pic mai accis sau mai dur sau netenace, dacă pot să spun așa, la discuții, la dialog. Chiar dacă n-ați ajuns în Laponia, cred că ultramaratonul vostru de 1000 de kilometri până la Maastricht, 2000 și 2000 și 2000 până în și Olanda, cred că tot v-a adus se ceva poate lauri, ați calcula. văzut multă lume și o să vă mai Da, vadă am și o să văzut. mai vezi despre ce povesti. Înțeleg că mâine te Da. cheamă, sau nu, peste o lună te cheamă la Nu. TVR. N-a uitat. Da, m-au chemat la Român de 10 la TVR, Televiziunea Română 1. Încă mă tot gândesc și mi-a ridicat din nou frica în față. Ce caut eu acolo, de fapt? Deci cum, Român de 10? Eu nu mă văd așa, sincer. Să Nu povestești știu. despre aventurile tale, cum povestește, iată, Radu Păltineanu, care a pedalat toată America din nord până în sud, 3 ani. Vai, ce respect am pentru omul ăsta sau pentru mulți alții. Deci eu, sincer, mă înclin în fața oamenilor ăstora. Au, nu știu, au ceva aparte. Oricât aș, poate sună aiurea cum spun, oricât sport aș face sau oricât m-aș da cu capul de perete, trebuie să-i respect pe oamenii ăștia. Nu am încotro. Și îndemn pe toți. Deci nu ai încotro, pur și simplu. Oamenii ăștia merită respect. Și să-i nu știu, să-i ascult, să-i privești, nu știu ce să faci la oamenii ăștia. N-ai Să ce, deci. încerci să imiți, să faci mai bine decât ei. Dar n-ai cum, nu există. Uite, eu, de exemplu, de 2 ori am alergat, dacă mi se poate da voie, de fapt, să spun cu milă explicație, de 2 ori am alergat în an consecutiv, 2016-2017 la celebrul UTMB. Nu știu ce reprezintă pentru unul, dar acolo este un summit mondial de alergare montană pe Mont Blanc. Are 170 de kilometri. Și anul ăsta mă întorc înapoi a treia oară în sfârșitul lui august. Este dur. Într-adevăr, poți să verifici pe Google sau pe. Îți dau imediat cum închid, o să-ți dau link-ul să vezi ce înseamnă UTMB. Și se intră cam greuț om, acolo, la calificare, la extragere, la plăți foarte scumpe. Cheltuiești o grămadă de bani ca să iei startul acolo. Și am alergat acolo și am văzut niște profesioniști, adică, dar n-ai cum să-i imiți. Deci numai să spui, uite, dau nume care au alergat, au trecut și a venit pe locul 2. Robert Hajnal. Să vii locul 2 pentru România la UTMB. Uite, anul ăsta au făcut o figură faină la Miud și tot respectul și mă înclin în fața omului ăstuia, pur și simplu vin pe locul 4.
Deci Miutu are 100 și de kilometri, să vii pe locul 4, nu alerga singur, să zici că băi, ai luat startul singur și ai venit pe 4. Nu, a venit acolo, deci aveți sportiv și n-ai cum să-i imiți. Doar să-i asculți. Atât. Doar să-i asculți. Oamenii ăștia n-au povești de viață. Au carieră de viață. Mulțumesc, Levi, pentru interviu. Sper să mai avem ocazii să ne chiar întâlnim. Poate ajung eu pe la Iud, poate ajungi tu prin domnul Taberi la București, poate ne întâlnim la Chișinău. Cine știe unde ne prinde vremea. Uite, mi-ai spus ceva de Chișinău. Uite acolo, hai să salut pe calea asta un prieten drag mie, pe Iulian Berco. Iulian Bercu. Am auzit că a alergat și el recent undeva foarte tare. Da, în Noua Zeelandă. Era jurnalist sportiv, acum s-a făcut chiar sportiv. Da, să știi, pentru mine e un om deosebit. M-a chemat, am fost odată în urmă cu 2 ani de zile în Orheiul Secuiesc, la voi acolo, zonă superbă. De data asta, uite, recomand tuturor să iei drumul ăla, să-l meargă până acolo în Orhei. Păi Orhei, te-a chemat la Orhei, nu la Odorhei Secuiesc. În Orhei nu, scuze, Orhei, da. Nu știam cum se spune clar, Orhei, da, Orhei la voi, da. Orheiul Vechi sau cum e corect spus? Orhei. Da, e o urmă de cetate la Orheiul Vechi, e o mănăstire în stâncă, dar e da, și orașul mare celebru Orhei, că avem un impostor Orhei. Acolo a ajuns primar. Nu știu, nu mă pronunț pe treaba asta, nu sunt în măsură, doar am văzut dragonul și atunci discutam dragonul, deci din fundul mării, că am înțeles că acolo era fund de mare la Orhei. Și mi-a spus atunci, a tranșat, că vrea să facă un maraton pe acolo și până la urmă l-a și făcut, l-a organizat, l-a pus, dar din păcate n-am ajuns eu să-l alerg. Eu am promis, măi, vin, n-am, deci puterile mele financiare sunt limitate. Mi este un om deosebit, aveți sportivi valoroși în Republica Moldova, de data asta pot să enumăr câteva nume care pot să le știu eu. La fete pot să spun pe Viorica Mălai Peheri din România, este o doamne ferce respectat pentru fata asta, deci poate și are un volum extraordinar. La masculin pot să vorbesc de Gheorghiță Vitalie și de Iulian Berco. Deci, cu tot respectul, pentru mine Republica Moldova pot să spun că e a doua casă, cumva, ceva. Așa m-a simțit. Așa și este. Republica Moldova e al doilea stat românesc. Și Chișinău e a doua capitală românească. Deci, n-am greșit cu nimica. Deci, cu mare drag și, uite, o să ne vedem luna asta ce vine, adică mai pe 30, poate pe 29, în București, că vin cu 2 zile mai repede și poate, uite, poate stăm la o cafea și uite, ți-am trimis numărul de telefon acolo, deci cu cel cu 186, nu-l dau tot, așa, și ce să zic, tuturor care ne ascultă și au răbdare să mă asculte cât am bătut eu aici câmpii, să facă mișcare, să facă sport și să înțeleagă sportul, indiferent care ar fi și dacă sunt și domni patroni, domni cu bani, să înțeleagă că tinerii sportivi din România sunt adevărați ambasadori care pot duce numele în România cât mai departe, cât mai pe cele mai înalt culmi. Nu mă refer la Levente Polgar, mă refer la orice există, orice sport, că cultura și sportul ne face cinste, adică ne face cu ochiul. Și ar fi bine să nu omitem să o dăm în gard. O seară frumoasă și să ne vedem sănătoși! Mulțumesc! Salut! Cu mare drag! Doamne ajută, servus! Noroc!